Record de turiști în Parâng. Weekendul care tocmai a trecut a fost unul foarte bun în stațiunea montană Parâng. Mii de turiști au fost aici, lucrul acesta reflectându-se și asupra încasărilor rezultate de pe urma mijloacelor de transport pe cablu. Zeci de mii de lei au lăsat turiștii în stațiunea montană. Încasările au fost destul de bune și părțile sunt într-o stare foarte bună, toate părțile din Parâng. Și vremea ne-a ajutat în sensul ăsta, a fost frig încât zăpada nu s-a topit. Noi am bătut de câte ori a fost nevoie cu ratracurile părțile de zăpadă și acum avem aprecieri din partea turiștilor că părțile sunt foarte bune. Încasările pe weekend au fost 37.091. Zic că sunt încasări bune. Și sperăm să o continuăm tot așa. Potrivit autorităților locale, anul acesta numărul turiștilor care au ales ca destinație Parângul a crescut considerabil. Da, este față de anul trecut. De fapt, anul trecut, prin vremea asta, nu știu dacă mai avem turiști. Deci, domnul Telescaun atrage și turiști. Și telescaunul, și telescaunul și pârtile care le-am construit atrag turiști. Creșterea numărului de turiști în Parâng se datorează și investițiilor realizate de municipalitate, dar și datorită faptului că investitorii din munte au înțeles că serviciile de calitate aduc iubitorii sportului alb.